George, o seară perfectă pentru tine, ai marcat după o perioadă lungă și Dinamo a câștigat. Cum a fost? Ai spus bine, este foarte bine că Dinamo a câștigat, pentru că asta își dorea toată lumea. Pentru mine, că am marcat normal, iar mă bucur, dar cel mai important e că a câștigat echipa și am obținut cele 3 puncte. Este o descătușare pentru tine, golul din această seară? Normal, pentru orice jucător care nu a marcat de atâta timp, normal că este o descătușare. Sper să continuăm pe drumul acesta și să marchez din nou următoarele meciuri. Am văzut că în momentul schimbării ai fost la galerie și ai cântat alături de ei. Cât contează pentru tine suportul lor? Nu numai pentru mine, pentru toți jucătorii. Dacă au suportul galeriei și împinge cineva de la spate, normal că te simți altcumva în teren. Dar sunt orele acestea târzii în care oamenii vin de la lucru și nu cred că pot ajunge tot timpul la stadion. Merg acasă la familie. Urmează meci în Cupa României, duminică meci în Liga 1 din nou. 2 victorii? Da, când joci la Dinamo nu te poți gândi la altceva. Normal că trebuie să câștigăm și este o perioadă încărcată și sperăm să trecem cu brio.